Vrem la... să ne jucăm? Ne jucăm atunci! Să luăm pe cealaltă bandă! Tu ești ok, tu ești ok. No, ne vedem amândoi bine. Da, da, e bine. Dar nu știu că da? Bine, dar ne bate soarele dacă deschide direct capa. Păi știu. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and so, hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really straight, and I ain't giving up, and I ain't giving in. Do it now, fuck the dividends. I'll be on the path, I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. Oh man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I be gonna be, man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. And I'm not getting mad when I'm back with the will. Cause I am just up on the journey, just know that I'm just going insane. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Suntem aici cu Bogdan. Te salut, frate. Salut. Și al său 335i, o mașină specială cu foarte multe modificări, de 600 de cai, nu? Aproape, cu aproximație 600 de cai. Vom discuta despre această mașină, o vom conduce, o va conduce și Bogdan la finalul clipului, exact așa cum își cunoaște mașina, fiindcă eu nu sunt familiarizat cu mașina și îți dai seama că nu pot să o împing la limită sau spre limită. Așa că ne vom plimba frumos. Vom discuta date tehnice, vom discuta despre modificări și așa mai departe. Dar până în alta, nu uitați să dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Nu uitați să-i dați și lui Bogdan un follow pe Instagram. Aveți ambele profile atât pe ecran cât și în descriere. Băi, ce să zic, să ne punem centura. Hai, eu am pus. Mamă, direcția asta tare de E. De E, da? Frumos. Da, simți mașina. Și haide să pornim. Suntem aici într-o zonă foarte, foarte frumoasă. Prima dată când vin în acest loc. Am mai văzut acest loc în diferite clipuri, dar nu am apucat să vin până acum. Știm noi ce clipuri. Da. Bun, păi haide să începem cu esențialul acestui clip, și anume modificările mașinii. Cum ai ajuns la aproape 600 de cai cu această mașină și ce peripeții ai avut de-a lungul timpului? Că știu că este un motor destul de problematic. Da. Băi, uite că teama ce spuneai de problema asta, motorul problematic. Eu stau aici și spun că al meu nu a fost problematic. Adică atunci când am cumpărat mașina, eram conștient că turbinele sunt pe moarte. Și am spus ok, bun, o iau așa. Deci știam că turbinele sunt pe moarte, asta este cea mai mare problemă a lor. Iar să ajung la puterea asta, avem un fel următor. Avem turbine Pure Turbo Stage 2 Plus, Pure 600. Avem pompă de joasă stage 1, filtrele de aer de la Burger Tuning cu aer cald, cum spune multă lume, dar de fapt da, ele sunt în, da, fiindcă sunt la motor, da. Dar ele întâi duc aerul cald, le duc la turbină. Da. Într-adevăr, nu e bine, adică ceva dreptate au acele persoane, dar în motor nu vine aer cald. Și chiar putem să și punem aplicația mașinii GB4, nu? GB4-le, exact. Să punem și GB4-le ca să și vedem exact ce temperatură avem. Deci în momentul ăsta avem 51 de grade Celsius în temperatură în admisie, stânga, da. Toată tubulatura complet de presiune, aer, toate chestiile astea schimbată de aer, cea de la filtre este schimbată de la 1, ceva inch, nu știu exact cât are de fabrică, la 2 inch fix, iar tubulatura de presiune de la turbine încolo este schimbată în 3 inch. Soft custom pe 25 de PSI, mapa 6, de la, făcut chiar de proprietarul firmei din America, de Terry Burger. Eu am avut foarte mare noroc. mi-a scalat el mașina și mi-a făcut softul. Ce naiba ar mai fi? Intercoolerul de 1000 de cai. Și oricum mașina este ea foarte potentă, deci doar din chestiile astea aduc undeva 500
Eu aș estima un 550, ca să nu mă flatez singur, adică să nu spun că mașina are mai mulți cai de atât. 517 pe dyno, pe fișe dyno la motor, având în vedere că m-am dat și cu C63S de 560 de cai stage 1 pe dyno și M3, M4, stage 2 plus de boot mod. C63 mă bătea de la în Germania. Da, așa. În Germania m-a bătut C63 de la 240 încolo. Iar cu M3-urile, M4-urile stau egal cam până pe la viteze mari, plus 250. În Germania. Da, da, bineînțeles. Nu că să menționăm că n-am. Da. Foarte, foarte tare aplicația. Îmi place mult. Eu aveam de ales între asta și MHD. Care este părerea ta despre MHD față de GP4? Că știu că în state se folosește foarte mult MHD-ul. Ambele se folosesc ambele, foarte, da, foarte mult, da. Și mai ales că asta mi-a plăcut foarte mult la mașina mea. Eu n-am dus mașina la niciun mecanic, în afară de suspensie și turbine. În rest, mașina am făcut-o eu singur. Nu, și softul în afară, dar piesele mă refer. Mașina mi-a făcut exact pe un setup american, adică am GP4-urile îți face mașina mai completă, adică poți să-ți faci un soft custom mult mai complet și este mai în siguranță, pentru că GP4-urile are o mapă numită Safety, mapa 4. Asta cred că ar trebui să filmeze altcineva cu un telefon mai încolo când, uite, când cum intri în mape. Da, da, știu ce. Așa, intri în mape. Și să filmeze cineva. Da, da, da. Așa, mapa 4 este mapa destinată modului safety. Adică dacă mașina simte vreo virguliță, vreo chestie care nu-i dă ei bine, intră în limbo. Exact, exact, îți salvează motorul, da. De-aia am vrut neapărat GP4 pe mașină, pentru că îți salvează motorul. Am avut și am și auzit și am și avut prieteni care au făcut soft custom pe MHD și nu a fost chiar bine făcut și a spart pistonul, gen. Na, neavând safety-ul. Da, 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 am înțeles. Eu recomand mereu GP4, e cel mai complet, cea mai completă modalitate de a îți softa mașina. Iar eu am BEF pe MHD și modulul de GP4 ancorat la computer. GP4 e un boost, un boost controller. El practic nu-ți face soft. Că de aia GP4 se folosește în America foarte mult pe mașinile noi. Îți iei GP4, ți-l pui pe mașină, trage mașina mai tare, ai problemă cu mașina și ai garanție. Scoți modulul de GP4 în 5 minute, ai dus mașina la garanție și da, nu da, pierzi. Da. Că nu e nimic pe creierul mașinii. Te lasă? Hai că te lasă atât. Dar eu am și MHD. Adică practic am soft propriu zis pe mașină. Chiar ce suspensie ai pe mașină, fiindcă este destul de rigidă. D2 de track. D2, da. Da. D2 am avut și eu, doar știu, că știu, pe de la tine am luat-o. De la tine am. Parcă m-ai și întrebat atunci, nu? Da. Da, da, da. De la tine te-am întrebat, zic, băi, e bună că și eu trebuie să-mi iau ceva. Am fost foarte mulțumit. Da. Și eu sunt foarte mulțumit de schiar. Ai și pe asta reglaje, pe duritate. Duritate și camper. Da, da, mulțumesc. Da. Oricum, la raport calitate-preț este cea mai bună variantă, părerea mea. Este foarte ok, foarte ok, este D2-ul. Avem ocazia să stăm și în trafic cu această mașină. Din păcate. Din păcate, da. Avem 139.000 de kilometri. Mile. Scuze, da, mile. Acum am văzut că este mile. Mile. Adică 200, bătrânică, 200, aproape 30.000, 230.000. Dar merge impecabil. Merge impecabil, da. Mai ales cu modificări. Da, da, asta deci mi-a plăcut la motorul, motorul ăsta. Nu ai nimic. Motorul N54 are arborele cotit și bielele de la piston forjate de fabrică. Ele sunt forjate de fabrică. Ah, am înțeles. Da, și de asta este o platformă extraordinară de tuning față de fratele lui mai mic, N55. Știu că N55 are blocul mai rezistent, dacă nu mă înșel. Nu știu modelul de la avut eu. Nu știu de bloc. Chiar nu știu de bloc. Știu că am zis și niște prostii când într-un vlog, într-un alt vlog am zis niște prostii. Și acum m-am, să zicem, mai cizelat și eu. Și m-am mai documentat, de fapt, N55-ul nu are internele forjate de fabrică și de-aia nu prea se face tuning extrem, adică 600 asta, plus. Asta zic că eu m-am chinuit, adică eu aveam stage 2 pe mașină și da, n-am sărit de 400 de cai, nici 400 de cai în cap n-am avut. Da. Bine, stage 2 și nici 400? Da, adică intercooler, boost pipe, charge pipe, tot ce trebuia schimbat. Da. Cred că se putea împinge puțin, dar a fost softul foarte mai safe, da. Mai... De altfel n-am avut nicio problemă cu mașina. Da. Cu pops-ul ăla pe ea.
dată, uite, asta îmi lipsește mie și mie. Pe N54 nu poți să faci pops de ăla decât cu soft custom. Iar Terry, dacă îi spuneam să facă popsuri, cred că mă înjura. Oricum și îți lua din performanță. Și automat. Da, pentru că e mult mai multă benzină aruncată absolut degeaba. Aia mai mult făcută, trebuie să ai o mapă separată. Da, așa, de show, de distracție, exact. Da. Vrei să o oprești, pa, pa, pa. Pe partea de interior observ trimurile colantate în Alcantara. Da. Care arată foarte, foarte bine și se descurcă foarte bine, adică nu colectează praf, să zic așa. Da, păi... Ori ai foarte mare grijă de ele și le aspiri mereu. Le am și foarte mare grijă de ele, dar pe pisică, de exemplu, aveam suede, imitație, da, practic, da, da, de Alcantara, toată mașina, știi? Se vedea foarte frumos, numai că era o foarte mare problemă cu arsul de soare. Eu cum parcam mașina și era pe jumătate soare, jumătatea asta era gri, iar jumătatea asta care nu era bătut de soare era neagră. O să, vă, o să vă atașez aici o poză cu fosta pisică. A, da. Așa ne-am cunoscut, adică, a, da, la Râșnov. Da, aveai pisica, o pisică super, super tare, arăta foarte, foarte bine, da. Iar asta e Alcantara originală. Adică chiar este Alcantara. Am dat destul de mult pe niște trimuri. Cum de nu ai optat și pentru plafon? Sau nu, este... Nu, bani. Deci este în plan. Este în plan. Okay. Este în plan full interior Alcantara, pentru că îmi place foarte mult. Vreau volan complet Alcantara în pachet și îngroșat, ergonomic evident, plafonul Alcantara complet și ce se mai poate, adică blackout-ul la, da, da, da. Nichelatul ăsta stupid de aici. Da. Și vreau să-mi pun și cum ai avut tu pe seria 6, gen patele de alea mai mari, știi? Da, da, da. Deci de fiecare dată când am condus modelul ăsta, eu mă încurc cam în padele. Deci mereu mi se pare atât de... Dar vezi că l-am schimbat, că iar am uitat să zic. L-ai schimbat? Da, vezi că la mine e exact ca la tine. Am făcut... e foarte ușor, adică... A, deci nu mai e aceeași chestie, că dai... Nu, okay. Nu. Deci pentru cine vrea și are modelul ăsta de E9X sau E8X, adică și seria 1, și cred că și la E60, e o chestie făcută super simplu, trebuie doar să scoți niște fire și să le pui înapoi. Adică să le pui, cum ar veni, o scoți minusul, pui... Le inversezi cum da, ar veni. Ceva da, de genul ăsta. Da, da. Nu e foarte complicat, dar nu mai știu eu acum și ai plus și minus. Eu am plus și minus acum. Exact cum are o mașină normală. Da. 21,8. Pe mapa medie, da. Da. Pe mapa mare, sare de 20. Bine, combinatul. Ce ai mai venit tu? În oraș. Da. Păi, n-am venit pe liber, gen. Asta e că a fost aglomerarea când ai venit, da, da, da. Și la un mers, la drum lung, cât scoți? Un 15, bănuiesc? Bă, nu, scot mai sub 15. Scot un 13, mi se pare, ceva de genul ăsta, 13. Dar mașina n-a făcut foarte multe drumuri în afară, pentru că abia din decembrie am reușit să pun turbinele și să fac și softul și din decembrie n-am mai pus nimic pe mașină. Adică n-am mai investit niciun leu în ea decât estetic și benzină. Acum o să urmeze să merg la toate evenimentele posibile la care pot și o să scot mașina, dar știu, țin minte că vreo 11, 12, 13, pe acolo. Depinde de cum merg. Acum o întrebare, bine, la care eu știu răspunsul, dar să le spunem și oamenilor, cât a costat mașina, da, și cât ai investit în ea? Mașina acum aproape 3 ani, deci 2 ani și jumătate să spunem, a costat 9500 de euro, import America. Știm cu toții ce înseamnă importul, da, America la noi. Da. Da. 9500 de euro, știam că a fost lovită, dar mi-am asumat și chestia asta pentru că am observat că mașina e făcută ok, adică n-a fost lovită rău. Și până acum 15.000 de euro investiți în ea, asta și cu mentenanță. Fără mentenanță mai scazi un 3.000 de euro, 4.000 de euro din asta. Deci vreo 10-11.000 de euro investiți doar în upgrade-uri. Deci cam asta este prețul pentru a te duce spre 600 de cai cu modelul acesta. Da. Asta dacă nu întâmpini alte probleme pe parcurs. Depinde și de stilul de condus, depinde cât de mult e întreținută mașina. Da, am avut... am auzit foarte multe chestii pe forumul și pe astea cu mașinile astea. Norocul meu a fost că mașina mea nu a avut acele probleme, nu mi-a căzut pompa de înalte, mi-a căzut într-adevăr pompa de apă, dar era cea originală, frate. Adică scria pe ea ștanță 2007, am înnebunit. După 200 și ceva de mii de kilometri a căzut și ea. Și după vreo 400 și ceva de cai. A, și urmează cât de curând să fac și evacuarea. Am programat să fac evacuare casă. Oricum se aude demențial și la ture mici, vorbesc în trafic. E goală, mi-a dat seama, da. E goală de cam. Uite, eu n-am avut curajul să fac goală la a mea. Nu? Se auzea așa? Da, nu aveam finale pe ea.
imagina cum se auzea flamele acolo. Alea? Da. Eu nu știu dacă mai aveai ceva acolo, că sitele alea probabil că erau distruse. La aia mă gândeam și eu că nu cred că mai e nimic. Nu, cred că le-a topit de mult. Da. Făcuse zobă la ce flame avea. Eu credeam că e goală și atât. Nu e goală, nu. Dar e bine, le-am lăsat așa semnificativ de impresie în spate acolo. Chiar că. Ai Prologic 7 sau? Da. Am văzut bine. Avem Prologic 7, ceea ce este top pe generația ei. Top era, nu? Da, e practic Harman Kardon. Prologic 7 e Harman Kardon. Practic. DPF au rebranduit, fiind aici Harman Kardon, scriind Harman Kardon. Dar... A, și plus că am și subwoofer de 1000 în spate. Am vrut neapărat, pentru că am vrut să eliberez sunetul de joase de pe toate boxele. Având, ea având subwoofer, sub scaun, subwoofer, sub scaun și woofer în față. Și punea joase și pe astea și pe cele din spate. Și am zis că vreau să m-am dus la cei de la Billout. Vreau să eliberez orice joasă de pe boxe, ca să focuseze boxurile pe medii și înalte și să compenseze subwooferul. A schimbat sunetul din mașină. Îmi dau seama, da. Am schimbat plăcuțele la mașina asta și fiind obișnuit cu pisica, că am făcut vreo două schimburi la pisică. Nu neapărat că s-au dus, dar am vrut eu să le schimb. Scârțeau. Și acolo nu aveai senzori de... Aha, am înțeles. De-astea. Da, da, da. Și din instinct, când am comandat plăcuțele, le-am comandat fără senzori. Și pe aia mi-am dat seama că n-am senzori, de așa. Dar am senzori în spate, dar trebuie doar să... N-am stat să umblu... Păi un senzor e. Doi senzori, de fapt. Doi senzori, da. Unul pe față, da. Și unul pe spate, da. Dar n-am stat eu să le pun. M-am, deja m-am obișnuit cu ăla. Proprietar de BMW, ai ceva în burt. La mine a fost, dacă mi-amintesc bine, cred că la F10 o întreagă nebunie să resetez plăcuțele spate. De ce? Deci nu vreau să se reseteze sub nicio formă. După aia am citit că trebuie să ai frâna de mână trasă și mașina pe N, dacă mi-amintesc bine. Am citit eu pe un forum. După ce încercasem să resetăm modulele mașinii, pompă, ABS, tot, am citit eu pe un forum și am rezolvat-o în garaj. Am mers din butonul de resetare. Adică nici nu te-ai chinuit. Nu, eu am încercat la mișto, nici nu mă așteptam să meargă, că citisem așa. Hai să văd dacă merge, da. Da. Nu, înțeles. Cu cât sunt mai noi, frate, cu atât mai multe probleme cu senzorii. Asta îmi place, că este fix trecerea asta din foarte mulți senzori. De fapt, da. Trecerea dintre fără senzori între foarte mulți senzori. E fix la mijloc, adică are senzorii cât îi trebuie ei. Nici mai puțin, nici mai mult. Și poți să-i dai popor dacă vrei. Deci, ce trebuie să facem pentru popcorn? O punem pe sport, pe manual, da, adică. Pe manual. Ok, avem mașina pe manual. Și dă-i tu a patra ca să o pui pe manual. Iar popurile se dau de la, adică le dă cel mai frumos de la 3000 până la 5000. Acolo cam așa e ca mai... și la mine. Da. Acum accelerăm liniar. Niște popcorn, niște popsuri foarte finuțe. Da, da. Și aude super bine. Păi... Asta vreau să zic, că Terry Burger este foarte împotrivă. Dacă am toată lumea din domeniul softurilor este cam împotriva popsului. Da, pentru că strică turbine. Da. La deci... mine nu știu cum a rezistat turbina. Nu mă așteptam din moment în moment să pice. Tu ai, e foarte rezistentă turbina. Știu, de am citit. Am citit, da. Foarte rezistentă. Astea nu sunt la fel de rezistente. Bine, pure turbo sunt, dar stock nu. Răspunde foarte bine cutia. Păi este stage 3. Ah, am uitat să mențineți. Păi mă așteptam oricum. Stage 3 și am soft făcut la accelerație, la responsabilitate maximă. Sper că se aude și pe filmare. Dau și. Mă, dar se aude. Imediat au intrat controlele. Da, am uitat să ți-ai dezactivez faptul. La accelerări de-astea nu blană și nu în 2-3. Adică cursiv, da. Cursiv nu duce mașina. Mie îmi place turbo cum se aude, deci că e Supra. Da, exact. Nu știu dacă se aude pe cameră, dar când o lași în presiune foarte mare. Mirosul ăsta. De benzină. Mi-era dor de mirosul ăsta. De benzină, da. Nu știu dacă ai observat mirosul noxelor de la N54 e diferit de N55. De multe alte mașini. Da, N54-ul e mult mai pute, mult mai mult. Mai AM, mai... Da, asta pentru că injectoare Euro 4. Tu aveai injectoare Euro 5, da. Și sunt mult mai performante de asta. De-aia ai și consum mai puțin,
de aia ai și probabil, chiar și dacă spui popuri, tu ai consum mai puțin decât aș avea eu. Dar nu era un consum exagerat, da. Dacă mergeai frumos. Când îi dădeai, da, sărea de 23-24. Da, am înțeles, deși tu aveai consum. Și eu aveam la forță. Da, am înțeles, am înțeles. A, aveai consum de 20 ceva la forță. Da, și în mod normal am făcut și 7-5, cred, dar cum nu mergi foarte frumos. A, pe de-aia zic, păi, cât am făcut noi până la Bacău. Mi-a zis Mareș, mergi frumos până la Bacău, nu știu câți kilometri erau, da. 700-600, habar n-am. Am ajuns acolo, umplin. Am stat tot evenimentul, toată două nopți, pops, blană. Da. Și tot aveai venit. Și tot mai aveam vreo range 200 ceva de genul când am plecat, am făcut plinul acolo. Aaaa, eu speram eu, cred că făceam 3 plinuri. Și în schimb, dacă voiam, puteam să fac și 2 plinuri până acolo. Dacă mergeai tare, da. Și uite, până când am vândut mașina, până în Viena, da. 2 plinuri. Am făcut plinul în Vâlcea, am mai alimentat în Arad, am completat până la plin din nou, da. Tot vreo 270 de lei și am ajuns în Viena cu range vreo 250 ceva de genul. Și s-a mai plimbat și omul după ce a cumpărat-o. Cât ai dat pe plin? Cât am dat? 400 de lei. A, 400. Am înțeles, 270 de lei, zic. Am completat ca atât mai era până să fie plin. Să fie plin, am înțeles. Mamă, păi erai la jumătate de rezervor, ce nebere, un pic sub. Da. Și ai ajuns până la Arad, nicio șansă. Euro 4. Da. Nici dacă mergi frumos? Decât să o bagi în stoc și oricum... ba da, dacă o pui în stoc, să zicem... Asta îmi place foarte mult. Eu de asta am vreo mașină, asta mașina mea preferată e Toyota Supra, evident. Dar de asta am vreo mașină asta, pentru că practic este o imitație a Toyota Supra, care foarte mulți spun că 1000 de cai, 900 de cai, da, astea, da. Bă, nu ține pe motorul stock 900. Asta zicea, mie nu-mi place Toyota Supra, îmi place Supra modificată, stock nu-mi place. Și multă lume nu înțelege asta, multă lume asociază Supra aia de 1000 de cai. Exact, dar are motorul frujat, frate, și dacă fac motorul frujat la asta și-i pun single, Supra, fără nimic, e... Da. E ca asta. Practic o Supra, dar zic că nu mi se pare deloc spectaculoasă mașina aia. Da, arată bine, arată pentru perioada aia super tare prin film și așa mai departe. Da, da, da. Dar nu e nimic cu stock. Stock nu, pe 300, da. 326 cai. De asta are 306 cai. Iar setup-ul este identic, un motor 3 litri, twin turbo, pe care poți să-l duci foarte frumos cu un single turbo. Iar eu ador la mașina asta că nu e ca mașinile astea mai noi, foarte, nu neapărat plafonate, nu știu cum să spun. Parcă se ascund de tine, nu mai auzi foarte mult blow-off. Eu. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar auzi blow-off-ul. Îl aud, da. Ador blow-off-ul. Are cam același ritm, să zic așa, cum îl avea a mea, doar că... Era mai puternic, îți dai seama, da. Fiind soft. Normal. Chiar îți dă senzația de Supra. Da, nu? Da. Și ești pe mapa mică, medie. Haideți să o trecem puțin pe drive, să mai discutăm una alta. Da. Ai spus tu că pe partea de diferențial este puțin mai ciudată, mai periculoasă mașina, fiindcă nu este LSD. Da, nu este. Este diferențial deschis, iar partea proastă a diferențialului deschis este pentru că în forță mașina poate să îți spună puterea pe roata, exact. Care, de exemplu, dacă o roată pierde, da. Și cealaltă roată nu pierde la fel de mult, îți bagă puterea pe roata care nu pierde. Și tu, să zicem, că ai crede că te aruncă în stânga și de fapt te duce în dreapta. Adică tu crezi că o scoți din derapaj, dar de fapt te aruncă în partea opusă. Exact, exact. Da. Și e foarte, foarte, foarte periculos să ai diferențial deschis pe cai, pentru că mai ales pe ploaie. Pe ploaie îmi dau seama, ploaie, da. Deci nu vreau să știi de câte ori am vrut să mă joc cu ea pe ploaie și mă întorceam cu ea. Da. Zic, frate, pe bune, pur și simplu pentru că dădeam în col, gen dădeam contra virajului, lăsam accelerația, lăsam pur și simplu să curgă și după aia doar o ciupeam, tatonam așa puțin, o ciupeam ca să ducă. Și îmi punea puterea, în loc să-mi pună pe ambele ca să mă ducă în față, îmi punea pe roata din interiorul virajului și mă întorcea. Punea puterea pe roata care derapa mai puțin și mă arunca. Da. Uite, inclusiv a mea mai făcea faze de genul și nu știu încă ce fel de diferențial aveam. Mie întotdeauna mi-am bătit ambele roți. Nu mi-am dat seama niciodată. Era varianta M-Performance. Da. Nu era un LSD sigur,
dar nu era nicio variantă open complet. Efectiv când dezactivai sistemele, îți patinau ambele roți. Adică inclusiv la dacă dau burn, îmi iau ambele roți. Exact, și la burn și la drift. Dar am pățit și o chestie pe care mi-ai povestit totul mai devreme. Stânga-dreapta, stânga-dreapta. Deci tot cred că deschis aveai și tu, cred dar este o chestie la diferențialul deschis cu mașinile mai puternice, mai peste 300, au destulă forță încât uneori se învârtă ambele roți egal. Da, este, e posibil. Asta da. Presupun. Acum n-am idee ce se întâmplă la diferențialul ăla pentru că e foarte ciudățelie ăla, așa, nu-mi place deloc. Mai ales pe ploaie nu-mi place deloc cum se simte mașina. Deloc, deloc. Și un LSD e periculos. Poate dacă nu știi mai să-l controlezi. Da, dacă nu știi să-l controlezi, poate fi mai periculos. Da, da, da. Am auzit, nu mai știu pe cine am auzit, văzusem pe TikTok, cum îl chema... E destul de cunoscut băiatul. Merge la raliul la astea, nu raliul, la curse, cu un Ford. Ford portocaliu. GSX Motor, ceva, nu-l mai știu, deci nu mai țin minte. Știu de cine zice, dar nu știu cum îl cheamă, da, da. Așa, ai, mă rog, băiatul ăla spunea că nu e deloc bine să ai LSD pe stradă. Adică la o mașină normală. Da. Poate să aibă dreptate, dar în același timp, uite, mie de exemplu, personal, cu o mașină de 500 de cai pe străzile Bucureștiului, eu nu mă simt în siguranță, deloc. Adică când apăs accelerația, nu mă simt în siguranță că mașina fure sau nu. Bine, să... în București avem și anumite sectoare cu asfalt foarte lucios, unde mie pe Sport Plus cu sistemele semi-dezactivate în joc spatele. Da, 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 sunt... Chiar îmi plăcea să mă joc cu spatele pe Sport Plus și nu erau sistemele dezactivate complet. Da, se dădea foarte bine. Ce tare. Când îi pun jantele de iarnă, mașina e mult mai confortabilă. Când sunt jantele astea, jantele efectiv citesc drumul și îți ia și un pic volanul, cred că e din cauza jantelor. Da, da, și ai talonul mic. Ai exact. 35 pe față, nu? Sau 40? Nu, 35 pe față, 30 pe 30 spate. Pe spate, da. 275 pe spate. Nu, sunt chiar omologate, sunt în carte. 255, 35, 19 și 225, 30, nu. Mi se pare că sunt prea înguste pe spate. 255, 30 cu 225, 35. Mi se pare înguste. Sunt înguste. Da. Eu inițial mi-am cumpărat anvelope 275 de la Toyo, îmi cumpărase. Da, da. Și m-am dus cu ele cu dorința de a omologa anvelopele. Zic, bă, cât poate să fie? Plătesc la rar, îmi face test de la dinamic, aveam... Din câte știu, testul e 10.000 de lei. Da. Atâta e, nu? Da. Când mi-a zis ăla, mi-a spus că, ok, vrei să o bași pe test dinamic, da, zic, da, ok. Băi, dar am mers și în fipt la el. Da, da, da. Am mers, da, normal, păi, ca să pune jantele în carte, bine. Și când să intru pe rampă, face că se întoarce el și se întoarce. Auzi, dar știi cât costă, nu? Și zic, nu, dacă poate să fie. Băi, e 10.000 de lei. Întoarce mașina, du-te, am dat anvelopele la retur ca să-mi iau altele și l-am întrebat, ok, ce se poate pune pe mașina asta? Omul a băgat vinul în chestiuța aia lor, ce e pe acolo, și mi-a spus că maxim pe mașina ta omologat ce poți să pui fără niciun leu e 255-30 pe spate și 225-35. Pare l-am pus, n-am avut ce să fac. Da. Decât dau 10.000 de lei. Da. Măcar dacă dau 10.000 de lei, îmi pun 305. Măcar, sau măcar dacă făceai testul ăsta, îți dai banii pentru, nu știu, și de frâne sau. Sau da, exact. Bă, și știi care e faza? Dai 10.000 de lei și nu știi dacă îl treci. Deci dacă nu treci, banii ai luat. Da. Ah, am înțeles. Adică atunci nu e combinat. Testul dinamic n-a trecut. Da. Ai... Da. Știi? E groaznic. Cum se face așa ceva? Nu. 100-200 am timp deja, știi? Dar un 0-100 n-am încercat niciodată să fac. Cât ai 100-200? Timpul de 100-200 e 7.44 pe anvelope de iarnă. Am făcut iarna de atunci, n-am mai reușit. Da. Și sunt sigur că acum pe timp de vară, chiar dacă jantele sunt mai ușoare, mașina va scoate timp mai puțin, mai mic. Mai mare. Mai mare. În cauza temperaturii, da. Aer cald, da. Scoate un, aș zice, un 7, 5, 7, 6 acum, probabil, știi? Dar na, eu mă dau mare cu la 74, 744, stai seama. Ăla cel mai mic, ăla mă dau mare, nu mă contează. Am înțeles de la cineva, când ai mașină colantată, de exemplu, și zgâre cineva colantul, sau, Doamne ferește, ai un accident, trebuie să revopsești piesa pe care vrei să o recolantezi, sau pur și simplu dai jos colantul, pui alt colant? Te refer dacă a fost găriată, nu? Dacă a fost colantul zgâriat? Nu neapărat, că dacă a fost colantul zgâriat, e clar că pur și simplu pui peste. Dacă nu a ajuns la vopsea, poate să treacă prin colant câte așa, atunci. Și dacă a trecut, de la, dacă a ajuns la vopsea?
dacă a ajuns la vopsea, depinde cât a ajuns în vopsea, dacă te dai la unghie. Dacă simți la unghie, înseamnă că se vede prin colant și trebuie revopsea sau chituit. Poți să chituiești, da? Efectiv, poți să chituiești peste vopsea, doar chit și după aia colant și nu se vede. Deci dacă ai un accident, de exemplu, te zgârie cineva, nu poți pur și simplu să dai colantul jos dacă este vopseaua zgâriată. Nu poți să dai pur și simplu colantul jos și să pui altul, că se vor vedea striații ceva. Se vor vedea striații dacă nu e pregătit pe urmă. Nu știu, șmirghel de 2000 sau ceva de genul. Dar nu trebuie revopsit, șmirghel și pui din nou peste, nu? Da, nu e obligatoriu să revopsești dacă știi că mașina va sta întotdeauna colantată. Ok. Oricum, când mașina trebuie să stea, din câte mi-am amintesc, minim 2 luni pentru a putea fi colantată după revopsire. Ca să prindă vopseaua. Da. Perfect. Am visările din față. Partea de frână stock, nu? Stock, da. Mulți m-au întrebat, foarte mulți, și pe TikTok m-au întrebat extraordinar de mulți: păi frate, de ce n-ai făcut nimic pe frânare? Cum poți să ai puterea asta fără să ai frâne? Iar răspunsul meu e: frânele de 335 sunt extraordinar de bune, mai ales pentru o mașină care nu cântărește foarte mult. De exemplu, dacă tu ai fi avut 500 de cai pe seria 6, care seria 6 este o mașină mult mai mare, mult mai grea, da, ai fi simțit nevoia de niște frâne upgrade, pentru că e mașina mai grea. Eu nu pot să-l numesc upgrade neapărat, dar am pus Zimmerman cu ceramice, plăcuțe ceramice, și nu am avut nicio lipsă de frânare vreodată. Păi da, pentru este un upgrade, da, adevăr, este un upgrade. Dar mașina frânează chiar foarte bine, chiar foarte bine, și cu frâne de fabrică. Da, nu am simțit până acum bine, nici nu am mers la viteze mari, exact. Dar eu în general, ca să fiu sigur că n-am vreo problemă cu frânarea, îmi las mereu, adică nu mă accelerez până în fundul lui. Da. Știi, îmi las o marge în caz că pune el frână, să pun și eu și să fie distanța. Distanța de siguranță. Uite, dar acum s-a răcit temperatura din admisie, este la 40, care 40 la mulți mecanici am auzit și cred că este temperatura maximă admisă. Da. Adică e deja aerul cald, practic e călduț, temperatura la apă, trimurile, AFR-ul, intake-ul, temperatura de intake, boost și target-ul de boost. Și asta e full customizable, adică pot să pun ce vreau eu. Gen cum e la GTR. Exact, ce vreau eu pot să pun pe ea, am acolo o grămadă de chestii. Dar țin în general, evident, temperatura apei e foarte importantă. Trimurile care are legătură, trimurile și AFR-ul sunt legate, sunt interconectate una de alta. Și trebuie mereu să le țin ca să văd dacă cumva, Doamne ferește, are vreun misfire, să văd că stau trimurile sus și să nu accelerez, ca să nu cumva să aibă detonații când sunt în plană. Cred că mănâncă bujile și bobinele, nu? Bobinele nu le-am schimbat, le-am schimbat chiar de mult. Ce bobine ai? Bosch. Deci nu ceva... Nu sunt upgrade. Singura chestie care e upgrade-ul pe aprindere este... NGK-ul. Da, NGK-ul de tu step cold de ritm. Și eu am simțit diferența, adică eu pe Dyno am văzut diferența. Da, sunt 10 cai, doar din bujii. Sunt mult mai bune, dar se simt când trage mașina. Poți să-i dai și a treia și să apuși diferența. Mi-a părut când se schimb. Da. Foarte tare. Deci, cum aveam eu shifterul pe volan, așa are codare să se aprindă semnalizările, gen cum ar veni avariile, da, în momentul în care trebuie să schimb. Wow. Acum am văzut, nu-ți dai seama de viteză, sincer. Nu-ți dai seama, decât că bate vântul, fiind cupe, o ia vântul grav. Da. Trage foarte liniar. Da, bine, cred că nici tu nu ai apăs extensia maximă. O apăs progresiv, că nu sunt progresiv cu mașina, da. Progresiv. Dar dacă facem asta, o să vezi că nu o să mai fie chiar atât de progresiv. Adică am trecut pe altă hartă. Da, asta e harta mare, mapa mare. Am înțeles. Își iau un pic să se ajusteze, să-și ajusteze buscul și cred că și acum poți să o apăși extensia. Adică se setează foarte repede. Chestia asta.
peste, da, deci peste 4 mii a început să treacă. Da, da. Apeși toată. Păi, îți cunoști mașina, da. Mamă, chiar da. Deci, ca la orice mașină de performanță, puterea se simte la viteze foarte mare. Exact, normal, normal. Uite, avem pe cineva care e, da. Ha, vrea să ne jucăm? Ne jucăm atunci. L-ai citit bine pe asta. Mergea un pic prea spre noi. Da, da. Iar vreau să ne jucăm asta. De ture e ok. Am un prieten care la fel are mai mașini de astea puternice. Da. Deci de fiecare dată când îmi dă o mașină, asta că eu am uitat că tu mănânci frânele. Mi-a dat X6M, am făcut niște, am făcut un vlog. Da. La fel, a zis, mamă, mănânci frânele. Mi-a dat și a luat M6V10 la fel. Ești o mașină, oricum, și tu. A rămas surprins, dar nu mă așteptam. Și nu e chiar la fel de impresionantă ca un M, evident, adică nu ai aceeași sunete, nu ai violență. Nu ai violență. Adică trage la fel de tare. Sunt ca alte cutii. Da. Păi, practic, am zis asta pe vlog, am stat cu C63, cred că am zis fix la început. Da. Deci, cam care e treapta minimă din care poți să-i dai? La viteza asta 3. Poți 3, nu? Da. M5-ul de 1024 sau cât avea atunci. Da, 1008 mi se pare că am văzut la ceva, deci, oricum, în video avea vreo 950, fiindcă nu avea race gas. Ah, ok. Dar mașina fiind pe dreapta, dacă era pe stânga, da, m-aș fi băgat să o conduc. Dar fiind pe dreapta, da. Nu știu, adică decât să o conduc ca pe o mașină normală, să nu mă bucur de performanța aia, mai bine lasă, stau corect, în dreapta și corect, simt corect. Mașina din dreapta. Foarte corect. Și o să stânga, mai în față, gen la podul, o să facem de data ca să ne întoarcem la casa pe schimb, știi? Da. De altfel am avut ocazia să cumpăr mașina, mi-am făcut ofertă. Să cumperi? Da. Băi, ești nebun? Da, dar mi-a fost teamă nu de putere, că m-aș fi obișnuit cu ea, dar de fiabilitate. Și n-avei cum să-mi scrii? Era pe Anglia sau pe Anglia? Era pe Anglia. Nu știu dacă mai... Nu știu cum mai e chestia acum cu Anglia, nu mai merge? Nimic, decât doar dacă este înscrisă din 2000 și ceva, când era valabil. Da. Dar altfel nu mai poți să mai înscrii. Nu mai faci cu ele. Nici Anglia și nici America. De exemplu, dacă vrei să ții o mașină ca asta, America, vrei să o cumperi de la Copart, lovită puțin în bot, în fund, unde găsești, vrei să o cumperi, trebuie neapărat să aibă titlu de... Că i-a plăcut mașina? Salută lumea, da. Credeam că mergeam în ce zic, frate, suntem putuți pe autostradă. Poți să cumperi doar cu titluri, sunt două tipuri de titluri, mi se pare. Salvage, adică da. E daună, da. Și repairable sau ceva de genul ăsta. Da. Dacă are titlu că e daună totală, nu mai cum să o iei nici la noi. Nu mai ce să mi-i faci. Nu mai? Trebuie să aibă titlul de salvabilă. 3000 de ture, dreapta 3-a. Aici o să faci dreapta. Eu să văd că mă mai uit pe aici. Da. Eu sunt mai mult atent la... Normal. Nu, dar când conduc nici eu nu mă uit aici. N-am cum. Nu există ceva upgrade la navigație. Bănuiesc că pe Android poți să faci chestia normal. Asta. Normal. Numai că vreau totuși să păstrez... Da, lucrul e. Vechimea mașinii. Da.
să-mi aduc aminte că, bă, e 2007 totuși. Da. Știi? Plus că îmi place că cu telefonul aici pare un pic mai de tuner decât... Da, da. În bord ar arăta mai OM, mai curat, știi? Dar asta îmi dă senzația că, bă, e ceva făcut de mine. Îmi dă senzația de parcă sunt în Fast and Furious, știi? Ceva adăugat, știi? Nu exista pe... poți să pui așa ceva. Să specific, tot timpul acesta am avut sistemele off, nu de 10 off. Nu, toate off. Toate off. Toate off. Nici mașina... cu nu te lasă. Nu te lasă, nu? Deci off. Mașina s-a comportat exemplar, adică e controlabilă, da. Doar să nu o împingi la limita... Da, asta spun, că dacă... Să nu bruschezi. Mașina trage foarte liniar, e da. Twin Turbo, nu este, fiind Twin Turbo, nu este ca un B-Turbo sau un Twin Turbo de fabrică, de exemplu, care să aibă foarte mult cuplu de jos. 25 de PSI, cât am eu în admisie, este împărțit 12,5 pe o turbină și 12,5 pe cealaltă turbină, împreună creând 25 de PSI în admisie. Și transformați în bari, vin vreo... 25 de PSI vin 7 bari. 7 bari. Eu, în orice secundă pe care o doresc eu, pot să mă duc la settings, la configs, user adjustment settings și pot să-mi schimb de la 25 și să-mi pun 30. În orice secundă eu pot să fac 600 de cai, aproape. Mai aproape de 600 sau chiar 600 cu 30 de PSI. Numai că mi-e foarte frică de motor. Da. Mi este foarte frică de motor. Eu merg cât să-mi placă mie și să fie safe. Te-a interesat cât e motor la modelul ăsta? Nu-l cumpăr. Îl refac. Eu m-am interesat la a mea. Eu când îmi cumpăr o mașină mă interesez preț cutie, preț motor. La mea era minim 7000. Da. Și cu kilometri. Mai bine îi faci rebuild. Păi asta mă gândeam, că ești mai ieftin dacă îi faci. Nu ești mai ieftin. Sau măcar îl faci Ford. Ford, da. Da, Ford, da. Eu am întrebat la un moment dat, pentru că atunci când mi-a picat pompa de apă, dădea un fum, deci nu-ți exagerez. Dar deci nu mai vedeai ce în spate. Și a mea mai dădea. Nu, cum dădea a mea? La mine știi cum dădea? La mine deci avea reprize. Gen, dacă mergeai cu ea foarte frumos, deloc, bruscată, foarte nimic, calm. Da. Nu, foarte calm. Da. Iar pe urmă o călcai, dădea un puf de fum. Dar ce, negru? Negru era. Negru da. Era? Nu, negru. La mine dădea era combustibil. Nu, era combustibil la mine. Din injectoare era oricum. Și a mea dă foarte mult fum acum. Da? E foarte înnecată mașina, da. Este softul făcut foarte safe de Terry și a preferat să-mi consume mașina la benzină și să dea cu fum decât să lase pistoanele fără ungere. Exact. Da. Exact. Bine, el practic mi-a făcut softul pentru 30 de PSI, 28,5. Pentru ăla este scalat ce mi-a făcut el. Eu cu un prieten i-am spus, bă frate, eu nu vreau să pun 28,5 pentru că mi-e frică, pune 25. Iar eu merg cu scalare de 30 de PSI, să zicem, pe 25 de PSI, deci se poate să fie oricum benzină în plus, din cauza că nu sunt la cai necesar pentru acea benzină, știi? A mea merge un pic bogată în momentul ăsta, știi? Nu e chiar perfectă și de-aia dă și cu fum. Da. Dar ce mi-a plăcut foarte mult, am făcut recent un soft, tu l-ai observat, acum l-ai simțit. Ai văzut când schimbai, n-avea o oprire, doar te împingea da. Un pic din da. Spate și continua mașina. Înainte să fac chestia asta, te oprea puțin și după aia o lua de la capăt, pentru că pierdea, o să faci stânga aici după asta, pierdea presiunea în pompa de benzină, pierdea presiunea și după aia trebuia să se chinuie mașina să o refacă, tu fiind în blan. Da, da, da. Și de la softul ăsta, ține mașina stânga, dar nu știu cum, adică nu știu dacă... Cred că așa... Probabil. Da, cred că ai făcut. Oricum, cred că trebuie să oprim să schimbăm bateria, fiindcă avem deja o oră de filmare. Wow! Și nu mai avem baterie. Am înțeles. O să se oprească oricum din moment în moment. Păi că atunci v-am dat mașina, nu? Când? Când ne-am întâlnit la Sibiu. Da, am mers, dar nu mai știu cu cine am mers. Cu un prieten de-al tău a condus-o el. Nu, cred că i-am dat-o lui... nu, eu am mers cu Eddie. Tu ai mers cu Eddie și eu am mers cu băiatul ăla. Nu. Tu ai mers cu băiatul ăla pe parcursul filmării. Da. Și pe urmă i-am dat mașina lui Eddie și am mers eu cu el. Da. Da. Aveam impresia că v-am lăsat pe voi cu mașina mea și v-ați dus. Nu. Ce parte aici, da, stânga? Stânga, da. Foarte luxoasă. Nu se compară cu asta. Regret, am vândut-o sincer. Foarte frumoasă, foarte luxoasă mașina. Știi, o să spun de față cu toată lumea acum ideea ce mi-a venit pe parcursul
aceste experiențe și ce chestii aș fi putut face cu mașina dacă aș mai fi păstrat-o, ce upgrade aș fi putut face. Ei bine, 10.000 de euro, okay, ar fi fost swap-ul la M4, M3, la motor. Și ar fi fost, zic eu, unic în Europa. Bun, adică da, schimbai motor, puneai motor de M4, S55. Acum, da, S55, motorul e similar, acum nu știu ce adaptări ar mai fi trebuit făcute pentru cutie. La prinder, mai mult ca sigur. La, nu știu ce să zic, e motorul similar, cu diferă interiorul. Interne. Da, clar diferă interiorul, da. Motorul diferă pe partea asta, dar ideea e că motorul S55 e motor twin turbo. Tu aveai twin scroll, single da, turbo. Da, și zici că n-ar fi încăput zona aia? Nu știu. Bine, stai puțin că tu aveai seria 6 la naiba, era un loc la motor da, acolo, nu cred că aveai vreo problemă. Asta zic. Nu, nu cred că aveai vreo problemă. Și zic eu că ar fi fost unică pe Europa și era ceva special. Super s-a special. S-a auzit seria 6 sune de M4. Super special. Dar și 600 de cai. Până la urmă nu faci un upgrade de capacitate cilindrică. Schimbi motor cu aceeași capacitate. Motor similar, doar că diferă internele și turbina. Și da. Da. Nu, e... Era, ar fi fost foarte greu să-și dea seama. Asta zic. Foarte greu să-și dea seama. Extraordinar. Dar de greu, probabil așa din vorbă e simplu, a, da, motorul similar îl pui și cam aia e. Dar probabil la momentul ăla ar fi intervenit multe chestii, probabil electronică și așa. Dai seama. Și alte costuri pe lângă 10.000 prețul achiziției motorului cutiei. Mai bine îi făceai motorul în față. Mai bine îi făceai motorul ei forjat. Da, da, tot nu duceai la capacitatea unui M. Zici că rezista? Nu, forjat. Păi motorul ăsta forjat duce 900-800 lejer. Forjat. Cu single turbo, nu cu twin. Am văzut cu twin state, slipere, așa. Deci nu cu twin turbo, cu twin turbo nu se ține pentru că sunt turbine mult prea mici. Știi? Și oricum este mai prost twin turbo pentru putere foarte mare, datorită faptului că presiunea este împărțită între două turbine. Așa la single turbo, îi faci un anti-lag, ți-ai pus, că și eu vreau să-i pun anti-lag, îi faci un anti-lag, dacă vrei să te dai cu cineva cu 800 de cai, ai ținut pe aia, și a plecat mașina de ți-a spart capul, nu mai știi de tine. Deci sunt foarte multe. Iar eu, la mine dacă se întâmplă chestia asta, dacă cumva cade motorul ăsta în viitor, nu o să mai vând mașina ever, îți dai seama, nu mai stau să vând după o asemenea investiție, îi fac motorul forjat și o duc în 700 de cai minim. Îi fac tuiul ăsta, îi fac single turbo bottom mount ca să nu iasă la, să nu bată la ochi, să fie sub motor. Da. Și 700 plus, neapărat. Asta dacă cade. Dacă nu cade, o las pe la 600, că mai am câteva upgrade-uri mici, un col de intake, mai am câteva care o să vină, care o să ducă puterea, sper eu că o să fac și încă un dyno, adică o să nu că sper. O să fac încă un dyno în momentul în care o să îmi pun un col de intake. Dacă nu poți tu să conduci, poți să dai mic spate. Trebuie să... Eu sunt aici cu lama. Ia lama. Ai grijă să te ia în spate. S-au schimbat puțin rolurile. Trebuie să-mi pun centura. Nu mai am baterie. Ce am observat, niște jante Z Performance. Ah, da. N-am vorbit de jante. Nu am vorbit. Le-ai cumpărat tu sau ai luat mașina pe lui? Nu, bă, mașina am luat o fabrică, stoc. Nu dădeai 2 lei pe aia. 2 lei pe aia. Jantele le-am cumpărat chiar de pe site. Z Performance Casper, adică nici... nu sunt flowforge, nu sunt... da, sunt standard. Nimic, sunt standard, da. Dar sunt foarte mulțumit de el. 2 ani am cu jantele pe mașină și până acum, de fiecare dată când am fost să duc mașina să... verifice dacă sunt strâmbe, nici măcar strâmbe n-au fost. Adică au aceiași plumbi de acum 2 ani. Bă, bine, asta contează și de cauciuc, că multă lume asociază plumbii mulți cu jantă strâmbă. Dar de fapt poate să fie o problemă din cauciuc. Da. Nu știu, chiar sunt foarte mulțumit și de jante și de cauciuc. Am avut un băiat pe Instagram, nu știu dacă era băiat, o persoană pe Instagram care spunea că ce sunt chinezeriile astea pe mașină, că el nici nu se uită la mașină dacă are cauciucuri de-astea. Frate, stai puțin că... Ce cauciucuri ai? Sunt Falcon, adică... E firma japoneză și este una dintre cele două firme care sunt top pe drift. Este Toyo și Falcon. Toyo și Falcon au cele mai mari echipe de drift, de Formula Drift. Ei le au, din câte știu. Acum, na. Și eu, deci mai Yokohama, care la fel sunt. Și Yokohama, da. Eu sunt foarte mulțumit de Falcon-urile astea.
am avut lens sale foarte mult timp. Da. Care raport calitate preț sunt cam cele mai top, adică la banii aia nu cred că găsești niște cauciucuri mai bune noi. Da. Și în ultima perioadă am avut 4 S-uri. Care la din punctul meu de vedere sunt bani. Top, se descurcau exemplar. Normal. Când erau reci, patina în ultimul, alta când se încălzeau, nu se mișca mașina. Doar trebuie să le duci la temperatură. Da. Bine, și cum erau ale tale, să ne amintim pe Bulevard. Te-ai oprit atunci. Deci fii atent, mi-a făcut cineva din Mers Story. Da. Și eram pe Sport Plus, da. Și am dat doar un șpan cât să facă pops. Da. Sau să dea flacără, nu mai știu. Și îți dai seama, patina cât a patinat. Cât da. A tăiat ea din da. Accelerație. Și mă uit după aia, îmi dă omul tag, îi dau repost, după aia mă uit de câte vorbi, bă, mi se pare că te scânteie la cauciuc. Bă, n-are cum, că le verificasem. După aia mă duc a doua zi, uitasem de fapt, pe seară mi-am amintit de chestia asta, da. Eram într-o parcare. Aia, stai să mă uit puțin la cauciucul, cu tine eram. Și nu mă uit, prima dată bag mâna sub cauciuc, bag mâna și mă înțep direct. Erau vă direct să pun aici la... niște poze. Bine, clipurile cu scânteii alea forță, nu pot să le pun, da. Există niște clipuri super tari. Pe urmă ne-a oprit poliția. Oh. Le-am spus că urmează să schimb cauciucurile a doua zi. Foarte de treabă oricum. Oricum. Dacă se uită la acest clip, îi salut și îi respect și le mulțumesc pentru fiecare moment în care m-au iertat. Fiecare moment în care am fost idiot și m-au iertat. Idiot responsabil, totuși. Ah. Da.
cu câteva să se răcească admisia mea, îmi poate mai bine, zăi. Face cum se simte, gen. Toată mașina e mai mecanică decât una de-asta nouă, știi? Da, asta e bine. Uite, am mers cu ultima E4, cum mi s-a putut așa de violent, mașina făcea grea viteză. Și stă foarte bine. De doi ori. Da, da. Țineam în curbe până în limita cauciucurilor, până la suspensie. Exact. Pe suspensie aducea benzină 100 plus grams. Normal. Numai. Numai, pe și eu la fel numai. Pe mine nu mă lasă. Gândește că eu făceam kilometri, am făcut până la aproape 100 de kilometri distanță doar ca să găsesc un pecul premium. Numai ca să nu bag standard din orașul în care eram atunci. Da, da, da. Da, pe mine nici nu mă lasă, adică gen e softul făcut de așa natură încât dacă bag 95 mă bag în limp. Da, da. Simte că benzina e proastă, știi? Asta e fază tare la GP, știi? Că are o mapă numită mapa 5, e numită auto soft. Adică în funcție de ce temperatură are admisie, ce temperatură e afară, se adaptează. Exact, se adaptează ea. Da. Știi? Aia e singura mapă pe care să zicem că aș putea să merg cu 95, că simte că este benzina de calitate mai proastă și automat îmi pune presiune mai mică în turbină, ca să nu cumva să facem vreo prostie, dar nu mai e 100 plus. E asfaltul mai prost aici, s-a dus un pic. Dar bă, s-a dus, dar eu am ținut volanul drept. Da, da, adică da. A derapat o singură roată. Asta, că cumva n-aveam cum să țin volanul drept. Timp de 0-100, n-am făcut că... Te ajută mult reacțiunea. Da, bine, aș putea să fac dintre a doua, să zicem, dar... Că ar fi un 4, ceva, probabil, spre 5, pentru că n-am cum să plec dintre a întâia. Da. N-am cum să plec în forță. Chiar rutena specificată asta, nu putem pleca în plan cu treapta întâia. Ah, da. Nu, deci, practic, să zicem, poți. Dar da. Când iese de a doua, mașina încearcă să dea a doua, bagă o fracțiune de secundă în treapta a doua și după aia, efectiv, ți-o aruncă între a întâia și tu ești pe plană. Era să fac o dată praf motorul așa, pentru că am făcut prostia asta, am plecat, am vrut să-i dau un launch de la semafor și mi-a dat, turația s-a dus în 9000 de ture, adică eu am doar 8. S-a dus, s-a băgat direct acul la 8000 de ture, s-a auzit foarte prost, eu acolo am zis că am distrus motorul, am zis că gata, sunt papele, sigur le-am înduit. Primul lucru când ai venit mai devreme, ai zis, am două reguli. Da. Deci dacă vrei să conduci mașina, am două reguli. Nu-i dai plană din a întâia și... Care era a doua? A doua era să schimbi când îți arată mașina. A, da, să schimbi când îmi arată shifter-ul. Da. Da, cred că shifter-ul, da. Practic, na. Aici are rezonanță, nu știu. Și nu dă flamă deloc? Nu. Bine, bănuiesc că peste 5-6.000 nu mai dă pops. Nu, nu mai dă. La mine 7.000 de flamă, 6.500. Da. Plană dădea. Gen, nu-i dădeai scurt și o lăsai. No. Mamă, dar era distrugere gravă de turbine, ce ziceai, ce zici tu acolo să dea în halul ăsta de sus, știi? Am avut un prieten cu un Golf GTI care avea pop-uri foarte brutale, dar exact cum spui tu, de la 5.000 încolo, adică între 5 și 7, știi? Da. Și a spart motorul. Eu am avut noroc, da. Da, bine. Și alt motor, adică, da, era 2.0, știi? Era Golf GTI. Remi oricum e mai rezistent, presupun, cred, zic. Tu ești cu GTI cu ăsta? Nu, no, 2.0, GTI e străbut, dar e fix sigur. Am ajuns, vom trage niște cadre de afară, vom prezenta puțin motorul și puțin partea estetică. Ne vedem de afară. Bun, am trecut puțin la exterior, haideți să vedem puțin partea de motor. Deci ce avem aici? Din start blow-off-ul ăsta nesimțit. Da, ăla e ce îmi place mie foarte, foarte mult. Blow-off-ul de la TL Sport cu charge pipe-ul, cu piping-ul de 3 inch, cum am și menționat, din interiorul mașinii. Admisia foarte controversată. Exact, controversată cu aerul cald. Dacă pui mâna acum pe aia, este într-adevăr foarte caldă. E și normal de altfel. Normal la motor, dar în rest upgrade-uri pe vacuum. Asta îmi place foarte mult la motorul N54 pentru că cât de cât dă și ca și cum ar fi stock, dar e babau sub capotă. Da. Adică chiar și la rar când m-au mai oprit și au deschis capota, singurele întrebări au fost
ce se întâmplă cu filtrele astea și de ce ai astea roșii. Nu m-au întrebat de cearșpe, nu m-au întrebat de blow, nu m-au întrebat de chestia asta, dar motorul arată cât de cât stock. Deci tu ai toate vacuumurile schimbate, furtunele, nu? Toate vacuumurile schimbate, toate furtunele de apă, traseele, toate schimbate. Practic toate anexele ale mașinii au fost schimbate, în afară de răcitură de ulei, care plănuiesc să-mi iau unul dual și în partea asta a mașinii, în partea dreaptă a mașinii. Da, da, da. În rest, ca estetică, bară fake de M3, na, asta este. Trebuie să schimb cu una M-pachet. Și intercooler-ul ăsta, babau, din start. Da, de e gradat de 1000 de cai, 7.5 inch are. E cam așa de lat în spate și cam atât de înalt și a trebuit să tai, efectiv, mi-am bătut joc de mașină. Deci a trebuit să tai toate plasticile de aici, dar pentru că n-ar fi încăpat. Și am făcut la fel, da, când am adaptat bara. Exact, n-ar fi încăput. Deci da, n-ar fi încăput. Am scurtat din toate plasticile, inclusiv distronicul a fost adaptat cu niște distanțiere. O bătaie de cap a fost. Bine, aia cu distronicul chiar că e, da, e, e. Ce mi s-a părut foarte, foarte interesant de la început, ideea asta cu găurile, cu gurile libere. A, da. Ai scos proiectoarele și ai lăsat gurile libere. Da, pentru că prima oară am pus proiectoarele pe mașină și am observat că uleiul mergea foarte încins, se ridica foarte mult ulei. Zic, bă, nu e ok. Și fiindcă ai un radiator acolo, da. Da, răcitorul de ulei e aici. A trebuit neapărat să desfac aici. Pierd foarte mult pe aerodinamica mașinii, pentru că îți dai seama, tot aerul ăla va intra aici și se va lovi de toate plasticele, într-adevăr. Da. Dar urmează și aici upgrade-uri. Niște angel eyes-uri? Da, angel eyes-uri de 46 retrofit, făcut bine, chiar de mine. Bine, farurile sunt stock, cu excepția... Farurile sunt stock, numai că sunt alea cu cornering, da, 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 topul. Da. Aprind și poziția ca să... Poți să o aprinzi, dar nu știu că se va vedea pe video, fiindcă licăre. Ah, da. Da, hai să vedem. Ce-mi place foarte mult e că astea, farurile... Da, în realitate arată super, super tare, pe video nu știu cum se va vedea. Da. Dar asta vine doar pe modelele de America. De America, da, exact. Mi-am dat seama. Deci doar o chestiuță asta mică, da, vine doar pe modelele de America. Pe spate topurile FL. Avem cam puțin mai mult de o palmă. Da, e înăltuță. E puțin. Dar da, o să-i pun, nu, cam așa era și a mea, o cobra lipul mult. Știi? Păi aia e lip. Da. Lipo, o să-i pun și eu lipo, atât ce iau altă bară. Dar exteriorul mașinii a fost făcut să fie cât mai clean. Un slipper. Exact, da. Ceva gen slipper, exact, da, exact. Cam atât pe partea din față, nu? Da, cam atât. Fânele, din nou, stock, evident. Jantele de performance. Da, jantele de performance. 8,5 G pe față, 9,5 G pe spate. Scoase să iasă la fitment. Iar pe spate, astea, aripile sunt bosate, dar sunt bosate tip fabrică. Știi? Nu aveau buza aia foarte lată? Aveau buza foarte lată și erau mult mai plate. Numai că eu am vrut să nu se observe că sunt bosate aripile. Da. Au bătut-o din interior, au scos-o și după aia au bătut-o din exterior doar asta, ca să păstreze linia mașinii de fabrică, cum ar veni. Da, că altfel n-ar fi încăpui jantele. Da, păi fiindcă de aici nu-ți dai seama și la modelele acestea, inclusiv exact. E60, la toate eurile, ai buza aceea foarte groasă pe e interior. E așa. Da. A fost bătută, e la limite la mine, adică e inexistent aproape. Pe partea din spate? Pe partea din spate, difuzorul pe care e, vai de mama lui, e strâmb, dar... E de 335IS, asta vrea să fie. Bara spate de M-pachet cu stickerul de la Peaches și stopurile facelift, de care sunt foarte, foarte mândru, au schimbat complet mașina. Și un eleron care arată foarte bine, finuț. Da, exact. Cât eu l-aș fi pus pe cel mare, cum aveam eu, și pe F10 și pe Serie 6. Ai fi pus cel de high kick-ul de F. Da, da. Alea cu... Da. Da. Și cu V-ul ăla. Da, exact, cu V-ul ăla. Și pe mine mă bate când o să pun ăla, dar am auzit, mai mulți prieteni m-au spus că îmi dau capace dacă îmi pun de ăla. Că nu urmează păi linia mașinii. E la limit, acum depinde fiecare cum interpretează designul. Și exact. Gusturile nu se discută. Emblema asta am văzut. Foarte finuță de la GB4, care e cromată, dacă nu greșesc. Este exact la fel cum este emblema de 335, dar îmi place atât de mult pentru că nu ar părea că ar fi, că n-ar fi de la locul ei. Deci că e un pachet al mașinii. Subwoofer în portbagaj, tipsuri pe 100 de milimetri. Și în rest, niște stickere pe aici, colo, dar nu e foarte nu, wow. Da, nu foarte încărcată. Exact, nu e foarte încărcată la exterior. Și cam atât pe partea de exterior, nu? Nu ai mai făcut nimic. Nu, mai nimic. Mă mândresc doar cu ce am făcut la motor. E suficient, exact, oricum, exact. Compensează orice. Exact. Da, se simte foarte tare mașina, îmi place. Da, mult. Chiar se simte, chiar am rămas plăcut impresionat de mașina. Mă bucur. Cam atât cu acest clip, sper că v-a plăcut.
Îți mulțumesc încă o dată pentru experiență, mi-a făcut o mare plăcere. Și să ne revedem cu bine, și eu cu mașina și tu cu noile modificări. Chiar că și la evenimente, la tot ce prindem. Trebuie, urmează. Cât de curând urmează să facem acest lucru. Ce să zic, ce ai de promovat? TikTok, YouTube, păi, ce TikTok, vrei să promovezi? TikTok, dacă vrea cineva, e Bogdan _ cat. N-am numărul pe față, dar e Bogdan _ cat. Acolo postez cel mai des și pe Instagram o să fie, presupun, în descriere la Da, las poze. Eu tot ce trebuie în descriere. Nu este pus acum, urmează să fie pus când va pleca. Da, exact. Deci nu se merge așa că... Bun, ce să zic, până una alta, nu uita să-mi dați și mie un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările. Noi ne vedem data viitoare. Ciao. Motoarele se aud din depărtare. Ies pe bulevard, peste tot sunt în timpane. Piesa asta bubuie mai rău decât o bombă. Nici nu m-am încălzit, sunt deja la prima strofă.